primul credit ce am luat, cred că a fost de la Agricolor, un credit care a fost și fără garanții, nu era o sumă mare, l-am și rambursat imediat în toamna care urma, dar asta a fost unul dintre evenimentele care îmi vine în minte de multe ori când discutăm despre afaceri și despre cum se poate porni, de unde se pot accesa credite sau finanțări. Agricolorul s-a implicat destul de tare în viața fermierilor și în județul Covasna, inclusiv cu finanțări, cu inputuri, asigurări de inputuri, cu plata în toamnă, ceea ce a ajutat mult producătorii.